a început Festivalul Internațional Gala Star, ediția a 8-a. Primul gong s-a auzit vineri după amiază, cu începere de la ora 16, când s-a organizat festivitatea de deschidere în sala mare a Teatrului Municipal Bacovia. O jumătate de oră mai târziu, de la 16:30, a intrat în scenă și a deschis concursul actorul Alex Vlad de la Teatrul În Culise București cu recitalul Actorul, un text după telegrama de Aldo Nicolaj în regia Cristian Bajoram. Sunt anunțate în concurs 10 recitaluri care vor fi jurizate de critici de teatru. Accesul publicului la spectacolele din concurs este liber, iar intrarea la recitalurile extraordinare din afara competiției costă doar 20 de lei fiecare. În cadrul galei, tot vineri seară de la ora 20:30, dar la Teatrul de Vară Radu Beligan a fost mult așteptatul concert al marii soprane Angela Gheorghiu, acompaniată de maestrul Dan Grigore. Este pentru prima dată când marea artistă vine în Bacău și pentru prima dată când cântă în România pe o scenă din afara Bucureștiului. Spectacolul a fost unul de excepție, îndelung aplaudat de publicul venit din toată Moldova și nu numai. Ținutele de gală și eleganța întregului eveniment au arătat încă o dată că Angela Gheorghiu este iubită cu adevărat în țara ei natală, tot atât de mult cât e îndrăgită și pe scenele internaționale din întreaga lume. Concertul oferit băcăoanilor a fost o avanpremieră a spectacolului pe care artista îl va susține la Scala din Milano în luna octombrie. Emoțiile sopranei au fost cu atât mai mari cu cât în sală s-a aflat și mama sa venită din Adjud, orașul natal al Angelei Gheorghiu. La finalul spectacolului, primarul Romeo Stavarache a înmânat și titlul de cetățean de onoare al municipiului Bacău. Încă una m-am întrebat ce putem face cu ochii a unui oraș. N-am vrut să începem. Am să încerc. Atunci când am să vin aici, nu am să vin în secret, se pare. Deci trebuie să învârt cheia bine, bine, să se deschidă toate ușile. Aici, la Bacău, s-a întâmplat pentru mine un eveniment absolut neașteptat. Știți, atunci când trebuie să se întâmple ceva, se întâmplă. Este primul oraș din România care a avut această curiozitate sau curaj și această dorință de a mă vedea pe planurile lor sau în orașul lor. Eu, ce pot să vă spun, doar că sunt emoționată dumneavoastră, acum sunteți în picioare în fața mea să mă ascultați cuvântul, sunt foarte scurtă, doar spunându-vă sănătate, Paște fericit, suntem înainte de Paște,
Să dea Dumnezeu să ne vedem cu toții cu bine și ca această seară să fie una memorabilă pentru noi toți. Vă mulțumesc, domnule primar, și vouă! A fost o seară de neuitat care s-a încheiat după ora 22:30. Gala Star va continua până pe 30 aprilie. Fiecare seară se va încheia cu un recital, iar pe 29 aprilie, după premierea câștigătorilor, vor cânta contratenorul Narcis Justinian Nou și Eliza Drăgoi, ambii elevi la Colegiul Național de Artă George Apostu Bacău. Juriul va acorda premiul pentru cel mai bun One Man Show, premiul pentru cel mai bun One Woman Show și, desigur, marele premiu și trofeul Galei Star, numele câștigătorului urmând a fi înscris, conform tradiției, pe o nouă stea de pe Walk of Fame din fața Teatrului Municipal Bacovia.